Acest video nu este recomandat persoanelor cu stomacul slab, dar indiferent de această situație, nu uitați să dați un like și să abonați la canalul meu și sărbători fericite vă cuprind pe toți. Pa! Nu, fake. Salut, dragi prieteni! Stau eu așa, după cum observați, am mâncat și îmi vine o chestie în cap. Ce să nu fac un challenge, o provocare? De exemplu, să mănânc ceea ce eu urăsc, cum ar fi laptele, eu nu suport laptele. Și acest challenge vreau să fac singur, o să fac cu Max Parker, filmează-te. Salut! Cum și ducem să cumpărăm laptele, Max încă nu știe, pentru că lui îi place și tătul, spus că îi place și căcat și am zis, o, brătan, dar nu e ok așa. E prost, e prost. Îmi ducem acasă și filmăm acest vlog într-o încăpere minunată, în baie, pentru că noi suntem mai deosebiți. Și nu prea postez din cauza că voi nu prea sunteți activi și eu nu prea fac bani din chestia asta și mă enervez, așa că hai filmă, să fim activi, să fac bani și să trăiesc cu viața super și voi să uitați la mine cum eu trăiesc viața super. Ce ziceți? Dragi prieteni, am venit să-mi iau inamicul. Vreți să vedeți cum am miros reacția mea? În sfârșit mi-am ales mâncare care o urăsc, adică borș acru care nu-mi place absolut deloc. Am ajuns la momentul cu challenge-ul. Suntem în baie pentru că vrem să facem ceva mai diferit. Și ne-am ales baia pentru că nu prea am văzut vloguri în baie, dacă serios. Așa că noi suntem creativi. Este Max la camera 2. Este Max. Că noi aici suntem ca în filme. Camera 1 merge. Camera 2 merge. Așa. Ok. Really, nigga? Eu sunt cu Max Parker, uite în camera. Salut, doamne, prieteni, știți deja cine sunt eu aici, care stăpânește de orice persoană, unde trebuie, care se duce, înțelege, da? Corect! Dar să explic în ce costă challenge-ul. Deci. Challenge-ul. Deci. Challenge-ul costă că noi, chestii care le urâm cel mai tare, care eu nu pot să miros laptele, de exemplu, să-l beau, să trec peste frica, să-l beau și să văd reacția mea. Și eu știu că nu beau lapte de când aveam 3 ani, acum am 22, cam mulți ani au trecut, și vreau să vedeți voi reacția mea la această chestie. Cu Max parcă a fost mai dificil, camera 2 suntem aici, pentru că el... Max, iubește tot, de toate, îți place. Prieteni, a fost foarte dificil să găsesc ceva care nu-mi place, pentru că mănânc absolut tot de mic, și nu am probleme, nu, căcat, nu. Nu am probleme cu mâncarea, așa că am ajuns la acest borș acru, care se folosește pentru borș, cred că este foarte oribil, nu-l suport, am mirosit și vreau să mai miros o dată. Puțin a picioare. Nu știu, dar sudoare. Facem așa, facem eu cu Max 1, 2, 3 pentru cine bea primul. Și după ne schimbăm și gusturile. Ok, ok. Eu o să încerc borșacul și o să încerc lapte. Dar nu e corect pentru că lui Max îi place laptele. Dar asta ești. Că îmi place laptele, dar nu. Adică pot să beau lapte cât vreau eu. Am o frică, nu știți, dar eu sunt paranoic. Adică când văd laptele mă spari. Eu cred că o să trec pe chestia asta foarte ușor. Da. Da. Ia că chestia, bă. Uitați-mă. Eu vreau să zic, dă-i toate. Dă-i toate. Dă-i toate. Eu zic că foarte ușor, mea. E că atâta să bei, bro. E că atâta. Dacă bei atâta, e că... Nu ne-am luat la spor cât să bem, dar tu bei jumate. Bă. Ok, eu să încerc. Uite. Oamenii care sunt sensibili sau grețoși, să nu vă uitați acest video când eu o să vomit, pentru că sunt sigur că o să vomit. Crezi? Haideți să vedem cine gustă primul din aceste două rahate speciale alese de noi. Go. Ok? 1, 2, 3. Tu! I-am pierdut. Ne-a pierdut. Tu m-am... Fude, chiar pute canalizare, eu nu știu. Pute canalizare, serios, laptele. Uite, tu mi-ai băut lapte, așa? Da. Și nu e normal cu miroas? Nu, laptele că tare așa e la miroas. Serios? Nu vrei să bei tu? Ca să hai să eu. Hai că chiar să văd. Uitați-o. Suflu căcatul. Dar miros tare, băi.
Ce? Ești de bun sau ești Damon ăla de bun? Hai să te văd, Damon, hai să te văd, te dă-l-o să Amuș, mie îmi place laptele deja... Nu, trebuie să bei măcar jumătate ca să-ți cred. Da, tu tot să bei jumătate, bătă, da, da, da. Ok, dacă chiar vreau să beau atâta, să încerc. Be, 4 gâturi, dar mai... Foarte fake. Fake! Vreau să văd cum vomit. Atunci n-ați ce bei. Trebuie să bei dacă mai multe gâturi la rând. Asta mi-a ieșit din mine, frate. Acum ce nu m-a vomitat? Acum ce nu m-a vomitat? Nu știu, nu știu. Ți-o dă... Mai bine, mai bine, mai bine, mai bine. Nu mă mărghi, bă! Nu mai merge jos deloc. Căcat. Râdul tău. Râdul tău. Stai. Bă, putea colțuni care n-au fost spălați 3 săptămâni și au fost purtați 3 săptămâni. Serios. La mine asta e borș acru împuțit. Știți cum pute de așa? Băi! O spun limba. Parcă îi moare din butoică. Abdela, brătău. Abdela. Abdela. Și cu tine, bro. Dar e cea mai proastă chestie pe care am avut-o vreodată, serios. Mâine ni grează la lapă. Eu par putea conține mâhliț. Băi, cea mai... Putea... Băi, eu simt cum putea colțun de la mine din gură, serios. Serios. Putea colțun de la mine din gură, serios. Eu simt... Putea n-a vrut. Ia-n tu, în gât. Vezi, nu m-am strâmbat ca la lapte, observi? Oh. Hai, dar putea colțun, eu când vorbesc, cum se ridic colțun. Ia mai de un gât, no. De ăsta e mare, știi? Eu am băut așa un gât. Nu, eu am băut așa un gât că... te-ai văzut cum ieșeau, cum a bulbut. Deci am băut un gât... Dar aveam 3 gâturi în gură. Scrieți în comentarii care este mâncarea voastră care nu o suportați nici cu vederea și o să dau ador. Să mai facem asemenea vlog. Good? De căcat. Corect, corect, like. Like, bitch. Eu am băut atunci destul de mult. Dar ce? Zici că nu e așa grețul. Da, bebe lapte dacă vrei. Dragi prieteni, cam atât cu vlogul de azi. Dați un like, un share, un subscribe și nu uitați, ne vedem în continuare pe canalul meu, Damon. Pa!